Da casa sem alimento, mas foge, credo. Nome Kiev. Chineses. É o Jesus Cristo, Rip My Giga. Giga é lá, se eu me lembro, dinossauro de Hartig. Que é que você tem lá, um ser. Eu caso o server, só dá com 5 minutos, depois, mas pode ser mais rápido o server de nascer. Da, îți place cu bubuite, videoclipul ăla. Și like-uri, multe. Am avut 200 de like-uri, cred. Când eram YouTuber. A, John, da, multă muncă. A, trebuie să iei în considerare că sunt mai mulți acum. Da, Andy, cred că e cel mai prost exemplu pe care trebuie să-l dai. Pe TikTok, a? Credeam că zici că e pe Twitch. Andy face Twitch din când îl știu, frate, și rău, da. Cum fac eu pe YouTube acum? Pe știu. Ia, John. Ce am găsit eu aici? Da, am dat. Dai un refresh, nu? După cum arată zimța aia, cred că asta e cristalul. Aș avea un pic de experiență în jocul ăsta să zic că chestia asta e cristal. Cât de ieși 7 minute, abia și s-o schimbat, e cristal, da. E posibil să nu fi se schimbat încă. Pare că lasă. Bă, da, și joasă stătie, deși nu e niciuna la nivelul meu. Și mă cobor eu până acolo degeaba. Oricum știu că e cristal, dar spar și eu 2-3 dacă tot mă duc până acolo. Fac și eu 20.000 cristal. Dacă tot să aici, nu? Cristalul e bun, îți trebuie la craftat. Le este și niște metal, mai spar și niște metal, dar la că îmi trebuie metal și piatră mult tare. Hai că am ceva resurse. Acuș, acuș, mă tu să fac tame-urile. Fac și eu 2v2 dinozauri și ceva. Dar nu vreau să mă bag încă în tame-uri. Că tame-urile, dacă n-ai craiopoduri, să-i bagi în craiopoduri, atrag foarte mult atenție, știi? Și asta e unul dintre lucrurile care eu nu vreau să le atrag. Hai că ajung mânii dacă e. Ăla e metal, frate. Uite, ăla e cristalul. Ăla albastru, deci.
asta ar trebui să fie cristalul azi. Ăla-i, mă. Metalul și piatra la mură, în momentul actual, sunt foarte importante, mai ales piatra, ma, metal am acum, dar piatra nu mai am. Din piatră faci spark powder și normal, normal pe serverele oficiale îți trebuie mai multe chestii să faci, știi, dar aici sunt mai ușor să faci crafturile, știi, îți pune din piatră, nu îți pune să... Și din cauza că o pus din piatră să faci spark powder și semental paste-ul la John să mănâncă, știi cum, când te-a pus și craftat ureti și structuri și astea, semental paste-ul ăla trebuie să faci în continuu, în continuu, în continuu, la nesfârșit, niciodată nu se termină. Auzi că îmi dă și piatră și e bună. E mai bine sparg cristale de astea, că metal am și acolo la mine. Ei, nici cristale am la mine, sincer să nu știu ce am uitat aici, dar... N-am zis că poate prin și ulei de element. Da. Da, îți dă mai puțin. Bine, tot îți dă foarte mult. Adică dacă vii și spargi la element aici, a, element căcălău, frate, poți să spargi până te plictisești. Eu când prind element stau o oră aici. Știi? Asta știu că după aia am destul. Nu mai vine iară să mai caut. Îs chestii ca oilul, elementul, obsidianul. Obsidianul iară. Sincer să fiu, nu știu cât de important e pe serverul ăsta, că ți-am zis că crafturile se schimbă. E capăt. Nu cred că e nimic. Opa. Vine puști umani, are atât de materialele necesare să creezi o bază. Să apucă nu m-aș face bază, parcă văd dacă îmi lăsi element. Mâinii când intră, dacă nu faci. Ia mai du-te încă. Ia uite. Ia și fac cu arma, John. Da, poate să mă omoare, nu mai... asta mă interesează și mine. Iar am uitat să-mi pun pat la bază. A, nu contează. Uite, John, acum... Eu nu mă acces pe bătaie, nu mă interesează dacă vine vreunul să mă bată. Mie nu-mi trebuie arme la mine, să le pierd, să, știi, să investesc. Ca să faci arme, îți trebuie gunpowder, îți trebuie chestii de pe blueprint-uri, îți trebuie blueprint-urile alea să le pui în fabricator, să le faci. Nu-i chiar așa, gata, ți-ai făcut arme. Bine, într-adevăr. Da, poți să găsești arme, trebuie să duci să craftezi gloanță, dar asta nu e problemă. Tu, prima dată, trebuie să ai o bază competentă, John. Tu, că, da, tu armele alea știi la ce bune neapărat să le folosești, dacă chiar vrei să te bați și să folosești arme. Armele sunt bune foarte tare la folosit, cu sniperii, cu de astea, să-l bați pe ăla și să-i împuși monștrii lui și dinozauri și asta când te duci să faci raiduri, frate. Sau când te raidează cineva. Dar acum pe mine, dacă mă raidează cineva, degeaba aș avea. Degeaba aș avea. Păi și să fac cu armele? Du-te, vede. Nu e așa ușor, dacă n-ai, cum îi zice, vine cu Weaver de aia, o scăpa tot un foc pe tine, mai ești mort într-o secundă. Nu așa merge situația, dacă n-ai dinozauri, dacă n-ai tur. Nu, dacă vine unul să-mi raideze baza, nici nu stau, plec. Mi-au tot ce pot și plec. A, nu știi că dacă te bați cu el, nu-i mai... Ei, știu ce zici, dar nu-i bine să te axezi pe treburi din astea, pentru că tu ai o chestie. Da. Dă-le dracu de... Ia uite, am făcut 30.000 de cristal. A, mi-a ajuns deocamdată.
Ia să vedem. Uite, ca să-ți fac pe plac. Dacă s-ar și încărca o dată. Te mergem înapoi să luăm un drop. Drive. Am venit aici, am văzut că nu e element, am luat niște cristal, păcat, să putea mult mai bine, da. Hai, John, să vedem dacă mai sunt dropuri. Nu văd niciun drop. Ar trebui să vezi. Mai ales că nu s-o spună niciuna. Hai să mă duc rapid. Hai să merg rapid să-mi fac niște narcotice, să-mi fac niște tranquilizante, o să batem și noi. Să fac niște darts-uri din alea cu tranquilizant darts. Să... Nu? Să facem și noi un tape ceva. Dacă aș mai ști și unde e baza, ar fi bine. Bă, sincer, nu mai țin minte cât de repede se mișcă păsările, dar... Cred că se mișcă mai repede decât mă mișc eu. Mi-aș lua un pterodon de ăla. Era buboială, știi ce era buboială? La găsam în... un craiopod. Opa! Opa, opa, ăsta e un teleporter. Să n-aibă dracu' unu' baza pe aici.
Da, și eu n-am eu baza. Ma. Asta e teleporter cu metri deasupra la baza mea. Futuți altar, mate. Nu, dar teleporterul ăla e dacă vrea să teleporteze în partea asta de mapă, gen. Ăla e teleporterul, pui platforma aia și poți teleporta pe ea. Azi, poate nu avea ghinionul ăsta. Ia-ți de-a, mă. Dă un pic și noi aici. Weapons, ammo. Tranquilize darts. Metal ingot numai, nu? Da, ăsta e. Hai să ne facem 76. Cred că mi-ajung 76, nu, ca sigur. Deci să-mi fac și o armă. Deci să-mi fac un ranged. Unde asta îmi trebuie? Am de toate, dar nu mă lasă să-l craftez. What? Why? Ah, că-mi trebuie metal ingot și l-am folosit pe tot pentru tranche. Dacă mai las. Da. Ah, slipa. Ah, mai ce parcă. Am 6, well. Am făcut asta gaze. Ia uite, 200. Bun. 96. Și greu fac forjele astea. Îmi trebuie un industrial forj, frate. De astea ar trebui să am vreo 20 să facă față. E fain că ele fac și peste, ele fac și peste noapte dacă le lește. Pe cum? Dacă eu ies, ele tot fac. Tot jocul tot merge. Pe data tu joci online. Păi asta zic, tu joci online aici. Fă semental past. Am o leacă de semental. Ai că am o leacă. Uite, am 2500 aici. Mai fac acum încă 1000. 3500 aici cât am. 2200, aproape 3000. Și am și un pic de spar powder, vă 5000. Hai, că ușor, ușor. Și făcut. Cu metri. Te 6500 se... Îți trebuie să craftezi toate felurile de chestii, știi? Ok. Dar asta nu știu dacă merge cu... Să vă căză și cu săgeți. Sper să meargă și cu tranquilizer darts. Mai știu, sincer. Sper. Să nu-mi trebuiască vreun nume profesional. Eu știu. Ei, vedem acum. Ia. Nu pot să-i bag darțurile pe ea. Nu cred că merge. Nu cred că merge jucăra aia. Numai cu stone arrows merge. A, dacă dau eu drop. Când a dropt altceva. Dar și dracu tot dau dropă. A, L2. Așa, am dat drop. Nu merge. Nu ai problemă. As arbaleta asta aici. În inventar. Și de să vedem noi ce altfel de opțiuni mai avem. Să-mi fac un shotgun de asta. Asta e shotgun. Și asta și. Ăsta e bă, cu long neck rifle, da, boss. Bă, ăla aveam hide. Futu-s morții mătiți și l-am s-o restartat serverul și l-am pierdut. A, mai este aici. Dacă iau din ăsta.
Long neck rifle, John, astea merg cu long neck rifle, da, Bows și eu nu mai țin. Firearms, ăsta e. Long neck rifle, nu? Craftăm unul de ăsta. Și craftăm și un shotgun sau pistol, shotgun. Și dăm la ammo și craftăm și niște shotgun bullets, nu? Shotgun ammo. Asta craftăm. Uite, numai 16, că n-am metal ingot. Vezi, John? Mai zici tu că X50, o pula mea, poți craftea 16 gloanțe. Uite cât am stat să facă metalul în 3 forje odată. Ți-am zis, frate, nu-i... Nu-i așa de ușor cum pare. Ia zi. Trebuie să luăm carnea asta. Și cu carnea asta. Și să le punem acilișa. În frigider. Dar înainte de asta, dă să mănânc și un pic. Că văd că nu mâncasem de nu știu când. Așa. Și carnea asta o punem aici. Ce-am făcut? N-am luat long neck rifle-ul deja? Nu l-am luat nici shotgun-ul. Ok. Mergem la bătălie, nu? Da, să lăsăm astea acasă. Nimic. Da, am și eu, mi-am luat și eu niște carne la mine. Hai că mi-am luat dacă e. Carne, trebuia niște prime meat ceva de acolo. Fiecare dinozaur vrea un anumit fel de carne. Am dat și întuneric s-o făcut. Mai văd nimic, frate. Niște dinozauri pe aici, dă să-i omor. Hai că am căzut. Vreau un pteranodon de ăla. Ia uite. Bravo, bine că ai venit, că veneam eu la tine. Unde ești? E, dracu, raptor sporcat. Ia uite, băieță. Bă, da, e periculos asta. Făcute. Bă, dar lăsați-mă în pașe. Ia uite la cât se ieșe, John. Ce ați făcut, băieți? Ați murit, cu shotgun-ul? Mamă. Ăla-i de la care dă cu Conqueror. Serios? Tarac. Ai futut gâtul, mătii. Nu, am avut lag. Căcatul ăla de porc le dă putere la aia, curaj să lupte, să-și vezi numai așa. Bă, dar mă terminați de capă. Ce s-a întâmplat, frate? Iar am avut lag. Urmă, aruncat ăla în sus. Mamă, dar și level are porcul ăsta? Asta e idee donă, de ăla de care dă heal, asta era bun. Da, mori!
Am lag, frate. Iar lica de serverul a terminat așa. Le dă heal, nu vezi? Da, nu mai mori. Cât heal poți să dai tu, porc penal? Unde a plecat? Iar, e lag. Nu cred că pot să-l omor pe ăsta. Deci câți drași am omorât și am vrut și eu să-l iau. Du-vă în pula mea că m-am sternat de cap. Și drag de porcă, fii atent la călă el. Zăi, măte. Au și aici. Am lag, frate, am lag și se întâmplă cu serverul ăsta în pula mea în ultimul minut acum, am lag. Ăia cărăbușul ăia-s bun de bătut, frate. Ăia-s bun. Îți dă chitin de la. Nu știu dacă-ți trebuie pe serverul ăsta, dar de obicei îți trebuia. Ia uite, băieți. Ia uite de la acolo. Cine dracu le dă heal? După dracu să vă iei despărcășiuni penale. Mă duc în treaba mea. M-a sternat de cap. Jigărăi penale, frate. Arcul e greu ca survival joc, ai văzut și tu? A? Ah, John, dai lag de la servere, servere deschise de oameni, frate. Așa aveam și când jucam SAMP și când jucam și pe GTA 5 sau pe astea. Nu e o companie, nu serverele oficiale de la companie, mai lag. Dar nu tot timpul. Ai. Bă, da. Găsesc și o putere random de la. E, dracu, găsește acum noaptea, pula mea găsește. Nu văd nici o pulă, nici nu o văd. Am văzut mai devreme un teror rodul de la, dar nu acum. Stai, că mă duc în partea altă din mapă. Dacă așa stă treaba. Nu cred că găsesc pești. N-am văzut niciunul. Pe la munte mai stau drași. Nimica? Mui. Hai că și găsești noaptea. Hai în partea altă din mapă, că acolo găsești altfel de treaba. Lasă că și revine. Dar oricum nu-mi trebuie viața, frate. Eu nu pot să mănânc, bă, că ori am lag, ori nu merge să mănânc din cauza că se n-ai, nu știu. Mergem în partea altă din mapă și luăm un tean rodon ăla. Da. Păi și prima dată. Păi dar cum mă, că asta e a doua parte din mapă, nu prima. Hai dacă prima era aia verde cu iarbă, asta e cu roșu. Păi deși. Cum acolo m-am spawnat prima dată, ești nebun la cap.
Păi, dar pe aici trebuie să trece ca să ajungem în partea altă din mapă. Duc cu curaj, așa că n-am nimic pe mine de pierdut. Doare undeva. S-au schimbat astea de pe aici? Nu cred. Ori acum se schimbă. S-au schimbat? E obsidian. Hai să luăm și obsidian, John. Norocul tău, a? Nu știu dacă e obsidian sau oil, sincer, dar cred că e obsidian asta. Da, nu iau mult, că am văzut că... Sincer să fiu, nici nu știu la ce-mi trebuie neapărat. Pe mapa asta. Da, o lea de element n-ar băga, dragi. La crafturile alea mai importante, sigur, o să trebuiască și obsidian, mai mult ca sigur. Dar nu știu dacă e obsidian sau oil, dar normal și de drept ar trebui să fie obsidian. Tot așa arată și obsidianul. Numai când te apropii, o să vezi diferența. Astea sunt mai netezi plăcile astea de obsidian, bine că e și noapte. Alea sunt ca niște roci de oil și astea sunt ca niște plăci de metal, dar negri. Iată, e obsidian. Obsidian. Hai să iau un pic și din asta dacă tot stai așa. Și după aia mă duc să-mi fac. Așa zne. Pentru că ele tot de piatră cu metal, doar că au și obsidian. Care? Nu, nimic, e ca un tunel ceva acolo. Și astea? Asta e metal. Asta e metal. Opa, opa! Asta e element d-astea. Te vezi? Am luat cât am luat? Am luat 1000 sau 10.000? 1000, 1000 un element. Mai găsești, da, e și de asta. Ia uite. Hai să iau niște elemente azi de asta. Asta mi-a dat 450. Da, practic. Da, știu unde. Am să iau asta de obsidian prima dată aici. Depinde că dacă găsești unele, au mai mult. Unele au mai mult și unele au mai puțin piele, știi?
Deci ăsta e mobiluțul una lângă alta. Da, asta trebuie grămadă. Când eu cu pur și când am apucat pe jocul ăsta și eram ia uite acolo sunt o grămadă. Eram cu băiatul ăla cu un englez cu French și ne dădea câte un pic de element, mamă, și bucuros eram. Îți trebuie foarte mult, frate. Stresai mii. Zăjne. Na, John, mai joacă-te, mai joacă-te pe oficial. Ai dracu de baza să minezi, cât poți să faci, că stă o oră. Cât poți să strângi? Că nu-i ca și cum ai putea strângi, mamă. Îi strângi, dar îl cheltui imediat, îți construiești și după aia iarăși. Ții elementul ăla, tu îți faci baza și structurile și toate chestiile care trebuie să le faci, da? Dar după aia, ți-i trebuie un continuu ca să-ți faci texture și astea și pula mea și gloanță și dragi și mai îți faci tu bombi, pula mea, nu știu, mai știu la ce subiect exact. Să vezi atunci cât. Și gândește că ăștia de la Ark Survival Evolved înainte nu aveau elemente și căcaturi de astea. Jocul nu a fost așa la început. Astea sunt expansiuni. Și pe expansiuni bă băiatul a băgat față de alte jocuri de căcat. Nu? Și s-au gândit cu element, cu dragi. N-ai nici nu mai dă 1000. Ne-a dat una 1000 și acum nu mai dă. Uite, asta mi-a trist. Știi, uite, mai sunt două. Am văzut. Bă, da, John, dar mă uit și să văd unde sunt mai multe, că aș prefera să nu mă duc. E, mă drept. Atât atât îți dă. Aparat posibil să conteze, da, nu știu. Și trebuie. Așa, asta mică acum mi-a dat tot 1050. Acum mă duc mai jos aici. Nu știu cât se merită, cât am făcut 11.000. Bă, băial, am făcut 11 element. Da, mai aveam o șansă, vezi că am 20. Dar nu poți să-ți faci și Jonah. Că trebuie să-ți faci o chestie mare, cu o bilă, care e ca și cum ar fi un de la de particule. Ăla costă 50 sau 100 element și ăla funcționează pe element. Ăla, de fiecare dată când îl pornești, mănâncă element.
Și cu ăla abia îți trebuie element să craftezi chestii. E dacă aici n-are rost. A, arriva. Ia uite, mi-a dat 50 de elemente una. Am primit 50 de elemente și prost la una. Random bonus. Asta mi-a dat 1000. Adică tot ce am făcut eu până acum mi-a dat una, da. Nu-i chiar așa, John. E ok. Să mai luăm și niște obsidian de ăsta. Și ăsta e bun, iar am lag. Da, că pentru o secundă se blocase serverul. Tare am crezut când dă crash. Am lag. Am lag puternic. Măcar și-o revenit. Cât de cât. Bă, măcar să fac și eu cât. Na. Că mă duc peste stagion. Zăi, dar du-te, dracu de piatră. Mă, și-i nervez. A, uite, aici e altceva. Ia uite, și minereu este. Flint. Stau să fac eu flint, că mi-e o asta căutam. Da, bă, că nu l-am luat. Dacă mi-ar mai da iar încă. Înainte era altfel. Nu am prins așa 50 elemente. Îmi dădea câte la 2-3 din astea, mi-am dădea câte 10 elemente, 3 elemente. Adică s-a respawnat iară.
Din cauza că e mapa foarte mare, că e asta foarte mare, se respawnează până fac turul, știi? Adică... Dacă am inventat gol. Am 50 element, 80, 80, aproape 100 elemente. Dacă mi-ar mai da unul iară 50 elementare, bine ar fi. Măcar 10. Da, bănuiesc. Bănuiesc că e random. Posibil să fie random, dar nu chiar așa de random, adică da. Să conteze și cât ai minat. Poate e gen să-l primești odată la 100 de minare. Adică... Bene, element, nu. Da, mă duc pe alta. Nu prea să mai respawn acolo. Ia uite, 50 element. A, da, eu am prins ideea. E o mobilă de asta buguită care dă 50 element, frate. Și stau și o flutez numai pe aia. Mă duc, dau tura, aștept să respawneze, mă duc iară. Pe exact aceeași... A? Așa cred. Eu așa mi-am duc aminte. Era culmea exact când am schimbat insula și m-am dus acolo să mi-o dea. Fetin, că așa fac. Mă mai plimb pe aici o leacă. Și aștept. 150, cred că. E bine, e bine.
Trebuie să lăs să respawneze. Wow. What the f... Acum a rămas nu un crash. Nu cred. Nu mai știu exact, dacă îmi dau asta mai imediat. Aia de acolo din față. Ia, cred că s-a și respawnat. Ia. Trebuie să fie două mobile jos, cred, așa cred, nu știu. Da. Ia uite. Aia mai mică, dacă nu mă înșel. Aia de 50 elemente. Nu, asta aia la altă, SD. Ia. Uite asta. Ia, Jun. Nu. No. Nu a mers. Păcate. Era o boală dacă mergea este. Ia uite, 50 elemente. De la piatră... De la piatră trec direct la tech. Cam și mi-ar mai trebui mie. Nici nu m-am mai dus, fac nici un tame acum, că nu mai pot să mă mai duc. Să mă duc acasă. Am mai păstit odată așa, am farmat aici, am prostit și pe aia a apărut elementul. Când apare elementul, e ca și cum ți-ai pierdut o oră din viață degeaba. Obsidian de la am format o leacă. Da, am 200 elemente. De unde 250 de gen? Am cută cu praf 200. Am 150 praf, 150 element și restul 50.000 praf. Dacă ăștia 50 care mei au acum, că îți dai seama că o să trebuiască să mai am de iară 50 element. Și că nu o să mi iei. Asta era piatra pe care am așa. De 3 ori am luat pe asta. Și iară s-o respawn. Dacă iau iară, deși e atent, hai să zicem că n-am luat de 3 ori, dar de 2 ori sunt 100 în mii convins că am luat. Asta mi-a dat datora trecută, mi-a dat aia altă de acolo. Ia vedem. Asta de aici mi-a dat, asta mic. Nu mi-a mai dat. Deci e random.
Asta. Asta e aia pe care tot am stat eu când se respawna. Dacă elementul stă așa pe jos, gen și când... Mai dă-mi și găraia. Elementa. A, asta cutia asta de pe colț îmi dă. Ia atent. Cum era? Ia chiar să răspundă Pietri și că aici. Hai cu 50 elemente încă o dată. Asta mi-a dat ultima tură. Mai vreau. Aia, nu consum elementul, țăra. Nu, că după aia mă apuc de făcut baza tech și nici nu pot să o termin, cu tot element. Și... Ce dracu să fac pe afară, John? Asta e important, că dacă mă atacă cineva, îmi fute un C4, mi-arunc cu toată baza în aer. Asta nu contează, vezi, aici ce mai mult contează turetele, frate. Turete, platforme, pilar din ei giganți cu turete făcute. Să fie ca un labirint. A? Da, dar trebuie... Păi el țin acolo, nu-l folosesc. Pe... Ai, frate. Băi, John, tu ca să folosești turetele alea de tech, îți trebuie tech generator. Îți trebuie chestia aia care să craftezi deja din start sau 100 element. După aia o turetă îți dă și 20 element, cât îi? Tu realizezi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ți-i trebuie 200 element numai să-ți faci turetele și să poți să te apuci de craftat, fără bază, fără nimic. Și nu zic că e rău, da. Prima dată și prima dată trebuie să-și găsesc unde să-mi fac bază. Nicăi de la costul. N-are treabă crash-ul cu pierdutul tot, numai să nu le cad la astea server. A, nu pierzi tot. Dacă le cade server, te dă câteva minute în urmă, n-are treabă cu unde ești prima. Acum, mă gândesc că nu le cade lor serverul la fiecare 2 minute. Ia cât am făcut. Am 270. Dacă mi-ar mai da o dată 50 element. Și mai bine.
Au și încolo, John. Mai stă moleacă. Nu știu cu baza unde să o fac, frate. Dar ce mi-aș face aici bază unde vin jucătorii să mă vadă? Baza trebuie cea mai la fereală. Să nu... A? Baza nu trebuie să o vadă nimeni din joc. Nimeni. Odată și-o trecut băieții peste baza ta, și a cu echipierii, și vin să facă scout la bază. Vede dacă ai creaturi pe acolo, plante, tureti. Și în funcție de ce ai, tu ce se pregătește, își face o bază lângă, mică lângă baza ta și o să apuc ușor. Ți aruncă să țugă turetele, ți aruncă de astea să țugă turetele de gloanță. După aia ușor, 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 ți-o dărâmă tot. Cum ți se pare jocul John așa? Imediat se resetează iară. Stau până se resetează John, poate apare elementul. Cum ar fi? Mai stau 10 minute pe să mă smeu o bere, vin înapoi. O secundă, bără bă. Dar tu cum din un Don John? Și-o băga videoclip nou? În ce emisiune?
ți-l arătam eu pe Mr. Beast, nu prea vrei să te uiți. Mai ții minte? Sigur, și pe... Bă, eu v-am zis la toți frate de Mr. Beast și mi-a rupt pula ta. Îl urmăresc frate de când n-avea niciun subscriber, ești prost? Bă, John. Fii serios, John. Ia uite ce am găsit eu aici, sper să apuc să le iau. Sper să nu-mi dispară planeta. Ia uite-le, ia uite-le cum stau. Trei sute. Așa e, John, da. Dar nu vreau să nici la dracu să mai de aici, în 10 element. A, când... Bine. Mamă, iau și aici, wow.
Well.
Ei, vezi? O știut? O știu cum se gestioneze faima, John. Nu-i vorba și... Hai să fim serioși. Într-un videoclip eu dau lumea sau o casă. Las-o. Păi da. Dar nu... Păi și nu-i neapărat ceva bine. Păi și care e diferența dintre... Auzi, care e diferența în afară că... Na, eu mă duc la Aldi și el face videoclipuri. Care e diferența între el și mine dacă stă într-o cascame? Nu e nicio diferență. Deci, practic, e ca și cum n-ar avea niciun ban. Ui, John, dacă stai... Ui... Păi... Da, dar zic așa ca fapt divers, mă refer la... În afara... Eu asta am zis în afară, e că el face YouTube și eu la Aldi. Zic, îți dai seama că nu-i chiar așa. Are și el chestii cumpărate și dragi. Știu. Știu. Bă, John, eu știu tot ce zici tu deocamdată. Mai trebuie să-mi zici. Bravo lui, care? Trace. Vezi, John, și bine că n-am plecat de aici. Acum am făcut 500 element. Păi am 500 acum în total. Nu, dar spii insula asta. Spii două, una lângă alta. Și au foarte multe. Nu vezi să te uiți în videoclip. Și când mă ajung pe aia altă se respawnează iarăși. Mă prind pe una pe alta și fac la cooldown, fac o grămadă. Acum da, pot să mă apuc de tech. Cu 500 element, altfel stai. Știi? Pentru că ți trebuie niște spare element, frate, că chestia care craftezi merge pe element. Știi? Tu nu poți să-ți folosești tot elementul. Adică tu dacă îți faci bază din element... Uite, au venit întunericul și nu mai văd astea. Nu fii atentă. Cred că se respawnează. Ar trebui să se respawneze, frate, 25. Nu este.
Lasă mai schimb asta că m-am plictisit. Nu să mai schimb odată că m-am plictisit și milenii să nu vin să plec când văd câte elemente aici. Am mai luat de două ori de atunci, de două ori element, 50 element. Am 400 de element, 500, 600, 35.000. 635. Nu de mii. E bun. Avo 650.000, tot e bun. Acum la final am făcut mai mult parcă. Acum la final parcă am făcut mult mai mult. Gata, s-a schimbat. Mă duc, nu mai stau. Dar nu vine așa repede. Ai văzut la treptat asta, bă, și... De fapt, bine. Hai să stau. Dacă mă omoară cineva cu... Păi da, bă, dacă ne-l aduni, ne-l aduni, aia e, da. Nu. În jocul ăsta golului, să-ți faci ce mai bubuială bază cu resurse, să-ți faci ce mai bubuială dinozauri. A, să vezi la dinozauri și bubuială, John. Să vezi când îi călărești, când îi pui să fută și fac ou și le dai hatch și ție sunt mutanți, culori diferite, leveli mai bubuială, șmecherii alea. Păi da, vezi cum e Giga-ul ăla sau astea, vezi dinozauri, unul la mână, da? Sunt dinozauri care sunt mai puternici, fiecare dinozaur face un chestii și asta. Giga-ul ăla are o răcrește odată și fug dinozaurii ăla. Știi, adică porcul ăla penal care dă heal în continuu, ai văzut tu porcul ăla, si penal. Aci cât mănânc un porc de ăla? Țai, băi. Nu știu. Ăștia tot vorbesc să dea red la o bază, parcă vă gândărați la baza mea. Cum ar fi? Crystal. Ce e asta? Cristal? Nu știu ce e asta. E cristal, nu? Arată un pic, da, tot cristale. Îmi pare că e cristal cu oil sau ce-i? Nu mai știu și asta, sincer. Element. Da. Element. Da. Uite cât element am făcut din două bucăți. Ah, stai că nu e element. Sunt element shards.
Nu mai știu sigur, ia să vedem. Stai să văd. Nu știu, frate. A, ia uite că elementul 200 de ăla nu e 1000, frate, că aici ai la X50 200 de din ăla îți dă în element ăsta. Deși eu la 238.000 acolo am de element, de mă plictisesc. Bă, nu mai știu ce faci cu element shard-urile astea, dar dacă tot 1.000 da, dă să iau și niște din astea, nu, că-i păcat de ele. Ia uite, mi-au dat 400 elemente, ești prost? Acum, la o bucată. Uite, 400 elemente. Ăsta e elementul, frate, da, elementul. Dar îți dă și shard-uri din astea. Da, nu ți-am zis? Da, s-o merita, că dacă plecam nu mai vineam înapoi, poate, în timp. Da. Da, stu ăla. Eu credeam că e 1000, să faci un element, dar e 200, deci am făcut mult mai mult element, nu cât credeam. Da, deci la 1000 deja aveai 5 elemente. Deci am fost o meritat, știi? Da, mă enervează că îmi dăși elemente. A, uite cât ești, uite ce ești. Da, ia, dacă dau cu picul, nu dă mai mult, ia, sunt curios. A, mui, îmi dă stone. Eu nu cred că îmi dă element. Mui, îmi dă stone. Și cu picul? Da, tot stone, nu. Au, de 400. Mă enervează că îmi dă shard-uri din astea, frate, și astea îți umplu inventarul, că se stachează numai câte 2000. Ba, cred că asta se fă, ia uite. De element shard-urile astea nu mai știam ce faci cu ele, frate. Nu înțeleg ce faci cu element shard-urile astea. Ceva faci. Dar nu mai știu și. Ia stai la că. Că am căutat. Nu știu ce faci cu ea. Da, nu știu. Da. Îți zice a small. Ce
Ce zicea cu... Nu, da, aici scrie, da, aici scrie că se transformă în element shard. U ce zice? Păi da, dar nu zice, uite, refined element dust that is unstable. Over time it will stabilize and become element shard. Da, nu știu. Nu știu, frate, și dai dau drop, dă-l dracu să lei. Cu și dau drop. Drop cu L2. Ei, la urmă. Să-mi umplu aproape ăsta cu element și după aia. Cât element am? Am 2000 element. Păi asta e fel. A, când îți dă câte 400. Ai ok, mai am și alea 300 și nu știu cât de mii. Am dat numai de asta, am dat. Da, mai dăm și element. Acum și-am umplut inventarul. Penal. Mamă, dar nu mi-a mai dat odată elemente, mă și nervează deja. Cum am numai 2000 element? Da, frate, foarte puțin ori mi-a dat. În ce? La ceva erau buni, da, știu că poți să faci. Nu vezi că îmi apare în inventar că pot să craftez și din powder de la Element Shards? Nu-s bune de nicăieri de dracu. De făcut poți să-l faci dacă vrei. Elementul ai, elementul e baza. Și oricum eu când o să mă duc, o să mă duc cu inventarul plin. Dar vreau ca să am mai multe elemente, să am, nu știu, dau și eu de exemplu, 3, 4, 5, 6 mii elemente. Da, asta făcea, asta, da, știam eu că faci ceva. Da, știu, dă-le dracu să le iei. O zbune din ica. Da, mă duc.
Trebuie să mut baza neapărat, să-mi fac o bază undeva, frate, dacă mi-o distrugă ea. Au, 400 element, 200 element, așa, da, bă. Ia, câte element am acum? Am 3600. E bun 3600, mai am și powder-ul ăla. Ia nu vezi cât am. A, și des dau drop și la torța asta, des dau drop și la arbaleta asta, și la ceiling, și la wooden table, și la fructele astea, și la fructele astea. Și la asta. Și la asta. Spoil meat, ăsta e bun, 1400 spoil meat, e bun aia. Oricum am destul de element acum, cred că. Am, dracu. 5.000 element. Am eu umplu inventarul și o chișc. Mi-am dat element în porcărie acum, ultimul timp. Ia uite. Câte element am? Am 4.800 element. Unde dracu să mut baza, John? Aș putea să o las și acolo unde e acum, să o fac mai, dar nu-i sigur. Nu știu unde să mut baza, frate. Aia, aia acolo unde l-au luat-o ăla, aia era și mai bună bază, da. Și vei acolo luat-o. Ia că s-a făcut așa într-un. Oricum încă am ajuns și câte elemente am, 6.000 elemente. Stau până fac 10.000. De la 200 elemente am ajuns la 10.000, este. Zic, de la 102 elemente cât vreau să fac, am ajuns la 10.000.
Ază și miele. Și am aruncat. Aia văd și ușor să faci elementul. Deci că am avut gura poșită. A, top 100 l-au bucat.
Asta e jocul, vezi? Dacă e bun să dați tu ăla. Că din dasul o să farmez, o să fac sharduri și shardurile o să le pun la turetic, ca gloanță, am uitat. Eu uitați încă. Eu am uitat că shardurile se pun ca gloanță la turetele de tech. Asta o să fac cu praful ăla, o să-l fac în sharduri și o să-l pun la tureti. Cam atâta. Eu nu știu care e maximul inventarul. A, mă duc, nu mai spar. Ne ajungi. Am 10.000 element, frate. Te am exact 10.000 în capăt. Mă duc, mă să mai fac? Am 10.000 element, frate. Am 10.000 în capăt. Acum, Dumnezeu cu mila să ajung cu el acasă. Să mai găsesc baza întreagă. E, nu îți faci, John, că am toate materialele necesare. Elementul ăsta nu-i doar pentru tech, dar restul materialelor ți-i tot îți trebuie. Am uleiul ăla care l-am luat. Am făcut o grămadă de spark powder ca să fac gunpowder. Am făcut o grămadă de a de la cum să-i zic. Cemental paste, iron, lingouri de alea de iron, motorină, crystal, piatră, flint, lemn, charcoal, dragi. Am ceva, flint, da, am, uite. Piatră am, iar am multă piatră. A, că bun, că trebuie piatra. De asta nici n-am aruncat-o. Am o grămadă de piatră pe mine, dar o țin, că cu piatra fac cemental paste. Smuș eu cu binocul gol tubul ăsta. Pare gol. Lasă-mă pe un videoclip pe YouTube ceva de o bază, bă băială. E, vorbesc, o vorbit ăștia pe chat în continuu. Trebuie să fac două platforme și duc o platformă în partea alaltă de bapă. Știi? A? Trebuie să fac două platforme, știi? Și o platformă o duc în partea alaltă din mapă. Înțelegi? Și o las acolo. M-a dus iau un drop acum, John. Cum ar fi? Ia uite-l. Ia uite, John, dropurile cum stau. Zici că te ațâță. Ia uite, 3. Eu nu știu să... Eu nu știu ce să fac. Dacă ar fi să pur să-i treia, să-mi faci amândoi o bază rapid, dar doarme, dracu, trebuie să-l aștept să trezească.
Mi-e frică să mă bag la somn, că pierd tot ce am făcut. Nu mă pot băga la somn, mi-e frică că pierd tot ce am făcut. Faza e că dacă fac... Neapărat plin, da. Știi care e faza? Că este o fază. Dacă îmi fac o bază la vederii și îmi fac cu puțin tureti, băieți îmi dă raid. Băieți îți dau raid și dacă ai multe tureti. Și cum e jocul ăsta, John? Când îți faci bază și îți pui tureti, trebuie să o faci ca lumea. Nu poți să-ți faci bază doar cu câteva tureti. Că îți dă băieți raid imediat. Trebuie să ai o bază de aia, zic că băieți, știi? Eu oricum de acum dacă m-am apucat pe serverul ăsta și dacă nu mă joc, îl lăs non-stop online, știi? Gen, când mă culc, ies, îți dai seama, dar în mare parte lăs online, știi? Când sunt pe acasă, chiar dacă nu mă joc, știi? Dacă sunt acasă și nu mă joc, lăs că o jocul pornit. Mai trec, mă, mai uit, știi? Sau dacă mă joc pe laptop, știi? Mai uit. E, nu știu, și tot îmi cade din aer câteodată, așa, degeaba. Metalingot nu prea am, trebuie să fac forjele din alea mari, vreo două. Să-mi fac o bază mare undeva, bă, dar nu știu unde. Trebuie să-mi craftez două forje acum, înainte să-mi mut baza. Când îmi mut baza, trebuie să le pun deja să fac. Trebuie să am totul craftat. Măcar baza mea încă e întreagă.
Vreau să cra... Vreau să craftez ceva. Dacă aș găsi ce vreau să craftez, ar fi bine. Cine o amă? Da, bubuială, frate. Ce mai nervează, frate. Ce nu am să craftez eu ăsta? Nu am fiber, o boială. N-am așa niște fiber pe aici? Și eu nu am fiber nicăieri, nici pe mine, nici nicăieri. Tot zgătumat. Trebuie niște fibre. Nu, n-aveți, vă dracu să vă iei de plante penale. Mi-a ajuns. La un plus pe ăsta. Nu pot eu să-mi craftez un voltă.
Polimer. Polimerul nu tot aici se crafta? Nu era să crafta polimerul. Ia, uite, John, pentru ce îmi trebuia mie băga mea și pula obsidianul. Știam eu, frate, știam eu. Stai că mă omoră pe mine unul așa azi. Să închid ușa încă.
Auzi, John? Câte chestii ai acum de făcut? Trebuie să faci din astea, Silica Pearls. A, să merg. Mai stau aici deocamdată, nu plec de aici. Mai stau. O las așa exact cum e. Da. E, tu nu vezi câte chestii de resurse am tot, între și obsidianul, dacă nu luam obsidianul ăla, n-aveam polimer și îmi pare rău că n-am luat destul obsidian. Trebuia să iau mai mult. Hai că mergi și vrei să-i faci acum. Practic am luat foarte. Doi obsidian, îmi fac doi polimer. Hai că tot am ceva obsidian. Dar să-mi fac două volturi. Îmi fac volturi, știi? Îmi fac volturi din cauza că volturile sunt foarte greu de spart să iei din ele, știi? Așa, fac unul. Nu mai am metal ingot, bă, băiala, trebuie 500 metal ingot să facem volt. Nu-mi veni să cred. Căcaturile alea nu fac destul metal ingot. Trebuie să-mi fac o forjă neapărat, John. Înainte să plec de aici. Lăs storage boxurile astea și mai pun și un volt aici lângă undeva. Știi ce fac? Pot să iau tot ăsta în inventar la mine? Stai o secundă. Unde spune voltul ăsta? Nici nu mă ies dacă îl pun aici. Am, pot să pun voltul aici, frate. Nu mă las să-l pun aici în asta. Unde pun eu voltul? Aici, am în altă parte. Nu mai poți să iese, ești nebun. Câte locuri are astea? 350, bubuial.
Să fac și elementul. O forjă de aia mi-aș face, frate. Drebo Crystal, 2500 metal ingot. Să mai îmi pun forje de astea mici mai multe. Nu am flint.
E attenzione ce am făcut eu aici acum, că nu se mai poate. Jean.
Ia zi, John. Mai reveniți?
Am murit și acum ne-am amintit, chiar am uitat să-mi pun patul. Am intrat în raza la turn, la ăla, cred că. Da, bine, du să la bază, n-avem. Mă, să iau niște silica. Cred că așa dau, nu? Am pierdut, da, și era pe mine, dar n-aveam mare. Că da, am intrat în raza la turnul lui Jigărai ăla. Din cauza că m-a atacat cineva. Dacă mi-aduc am... Bine, boule care ești. Ăla-i cu baza mea, tu nu poți să... Cum adică să nu poți construi? Nu te poți respawna doar. Bă, frate, asta are pe aici și aia pe undeva. Turete, știu că am intrat în ele. M-am pierdut ăla, că nu mai știu exact unde eram. Stai un pic. Nu. Ba da, da. De obicei avea lumină când era unii murise, dar acum văd că n-ai. Păi și pe undeva a murit, dar nu mai știu exact pe unde. Stai un pic, frate. Cred că încolo. Da, încolo cred că a murit. Da, pe unde? Dacă am murit de la turete, nu are rost să o mai duc. Bine, mi-am pierdut shotgun-ul, sniper-ul, da. Craftez la altele de ai zgarai, m-a împins un monstru din apă, frate, că eu sub apă l-am silica pe alea. Păi, după aia am murit instant. Sigur că cum au omorât razele turetelor alea, că altfel... Nu înțeleg. Cu mai nasol, că știi dracu că-s pe aici, pe zonă. Ia uite-vă că aici am murit. Tu n-ai și player să vezi, John. Mamă, uite turetele lui. Stai la că cu metri, unde am murit eu și unde sunt turetele? Și treaba are una cu alta. Mai sunt niște turete aici? Care-i faza? Eu aici am murit, eu așa știu. N-am murit aici? N-am murit aici. N-am murit aici, cu totul în altă parte. Faza e că nici tu să... Nu știu, frate, înainte. Ori pe serverul ăsta, ori nu știu care e faza. Înainte... Eu așa știu, frate, că murea avea o rază, știi? Să știu unde ai murit. Văd că pe serverul ăsta nu mai e, frate. Să mă pula. Avea o rază, o lumină, ca un drop, știi? Și tu știai că acolo ai murit. Și acum e din pula mea să nu ai murit de cu metri. Eu am venit dincolo, dincolo fiind baza mea, nu? Cred. Da. Stai un pic. Nu, no, trebuie să mă duc mai în față. Nu, no, că se respawna foarte departe. N-are treabă. Mult mai în față. Îmi trebuie silica pearls din alea, trebuie să mă duc iară să iau. Am pierdut un pic niște chestii, da? A care la turnul acolo n-am cum să mi le iau, că dacă intru în rază mor direct. Înțelegi tu? Asta e faza cu turetele. Singura modalitate ca să le iei să omor turetele, știi? Da, așa mă omor într-o bucată, dă-mi pula mea. Ne-am auzit și sunetul ăla ca și cum o tras cineva în mine. Eu așa cred. N-am fi. Mă duc acolo înapoi pe râul ăla să mai iau niște silica pearls din alea. Morții mă tics. Se somnă. Poate mi-apare raza de la corpul meu, dar poate când ajung în apropiere mă gândesc. Nu știu ce să zic, e posibil.
Ei, nici eu, hai. Noapte bună.